început! Eu sunt Andreea, consultant Baby Wearing acreditat și te invit să rămâi cu mine ca să-ți arăt cum se face această legătură! Pentru Robin's Hip Carry îți trebuie un wrap scurt, deci mai mic decât mărimea ta de bază. Mărimea mea de bază este 5, iar acest wrap este 4. Eticheta o să vină nu chiar aici pe umăr, ci un pic mai în spate, deci mai jos de umăr, spre spate. O să iau partea de aici și o să o strâng așa ca pe un evantai. O aduc aici la umăr, iar partea asta de jos vine aruncată pe spate. Bun, atât ai tot. Aici îți lași numai, cu cât îți lași mai puțin loc, cu atât vei avea mai puțin de tensionat. Bun, vin piciorușele înăuntru, o așez pe fâșia asta și o las un pic așa să-i cadă fundicul ca să-și ia poziția. Acum o să prind fâșia asta din spate între picioare să nu fugă. Așa. Caut tivul de sus. Ăsta. Și îl voi trage până sus la ceafă. Bagă mânuțele. Tirin, 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 tirin. Dacă nu stă bine, ne putem băleveni, putem să dansăm și să cântăm. Materialul de jos vine băgat sub funduleț, așa între noi doi. Dacă mai am exces de aici, îl trag încoace. Așa. Și hai să începem tensionatul. Trag un pic așa peste umăr. Iar partea asta. Tragem un pic și de partea asta. Așa. Iu. Iu, 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 iu. Bun, și nodul vine legat aici sub fund. Dacă ai wrap mai lung, atunci poți să vii frumos așa și să te legi în spate. Dar la wrap-uri scurte e ok să te legi aici. Așa. Da. Da, 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 da. Te-am făcut cu ruj. Vreau să-ți mai arăt o chestie faină la legătura asta, e că poți să scoți copilul și wrap-ul să rămână pe tine, adică fără să desfaci legătura. Pur și simplu, uite, îmi trag astea sus, ăsta vine deasupra, tragem și asta. Opa! Iar acum să zicem că pun copilul în mașină, wrap-ul rămâne așa pe mine, și pur și simplu iau copilul înapoi, fără să trebuiască să refac din nou legătura. Doar băgăm prin amândouă fâșiile. Așa, ăsta vine sus. Și eventual mai ajustez aici un pic, dar pot să îndez aici în nod surplusul. Și așa. Iar asta vine pe umăr înapoi. Atâta tot. Îți mulțumesc mult pentru vizionare. Poate ți-ar plăcea și legătura de aici, iar dacă vrei să ne cunoști mai bine, te invit să te uiți la clipul de jos. Purtări plăcute să aveți și v-am pupat!